Aviația este o lume fascinantă în care umanitatea a făcut pași gigant în explorarea cerului. De la primele zboruri eroice până la avioanele supersonice și tehnologia de ultimă generație, aviația continuă să ne uimească. Această prezentare adună 34 de curiozități captivante despre aviație, dezvăluind inovații. Realizări remarcabile și fapte interesante care ne-au adus mai aproape de cer. Fără mai multe introduceri, să începem această călătorie în lumea aviației. Frații Wright au efectuat primul zbor motorizat în 1903. Charles Lindbergh a traversat Atlanticul în 1927 în celebrul său Spirit of St. Louis. Amelia Earhart a fost prima femeie care a zburat singură peste Oceanul Atlantic în 1932. Primul zbor comercial a avut loc în 1914 între Sankt Petersburg și Tampa, Florida. Boeing 707 a fost primul avion comercial cu reacție, introdus în 1958. Concorde. Avion supersonic, atingea aproape Mach 2 și efectua zboruri transatlantice rapide. Airbus A380 este cel mai mare avion de pasageri din lume, cu o capacitate de până la 853 de pasageri. Douglas DC-3, introdus în 1935, este unul dintre cele mai longevive modele de avioane comerciale. Boeing 737 și Airbus A320 sunt cele mai vândute modele de avioane de pasageri din istorie. Tupolev Tu-144, cunoscut drept Concorde sovietic, a fost primul avion supersonic de pasageri. F-22 Raptor, avion de vânătoare, poate efectua manevre extreme datorită supermanevrabilității sale. Avioanele militare C-130 Hercules pot ateriza și decola de pe piste scurte și nepregătite. Primul avion cu reacție a fost dezvoltat de germanul Hans von Ohain în 1939. Boeing 747 Jumbo Jet a fost cel mai mare avion de pasageri din lume pentru mulți ani. Primul zbor comercial cu un avion cu reacție s-a efectuat în 1952, folosind modelul de Havilland Comet F-117 Nighthawk Avian Stealth a fost utilizat în misiuni secrete până în 2008. Muzeul Național al Aerului și al Spațiului din Washington, D.C., găzduiește celebrul Wright Flyer, primul avion construit de frații Wright, Boeing 787 Dreamliner folosește compozite din fibră de carbon pentru a reduce greutatea și a crește eficiența combustibilului. Primul elicopter funcțional a fost inventat de Paul Cornu în 1907. Lockheed SR-71 Blackbird este cel mai rapid avion din istorie, atingând viteza de peste Mach 3. Aviatorii de la Apollo 11 au efectuat primul zbor pe lună în 1969. Zborurile comerciale de lungă distanță pot dura până la 19 ore, cum ar fi cele între Singapore și Newark, SUA. Helen Ritchie a fost prima femeie pilot de linie comercială, începând să lucreze pentru Central Airlines în 1934, Avioanele comerciale sunt adesea vopsite în alb pentru a reflecta radiația solară și a menține temperatura în cabină. Drona este utilizată pentru fotografie aeriană, monitorizare și livrare de mărfuri. Majoritatea avioanelor comerciale sunt echipate cu sisteme de evitare a turbulențelor, Turbulența este mai frecventă și mai intensă deasupra oceanului decât deasupra uscatului. Boeing 707 a fost primul avion de pasageri cu reacție introdus în serviciu. Gloster Meteor, dezvoltat în Marea Britanie în anii 40, a fost primul avion cu reacție cu două motoare. Primul avion comercial cu două punți a fost Boeing 747. Aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta, SUA, este cel mai aglomerat aeroport din lume în ceea ce privește numărul de pasageri și mișcări de aeronave. B-2 Spirit este un bombardier stealth, cunoscut drept Stealth Bomber. România a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea aviației, de la aviatorii săi celebri la dezvoltarea de aeronave de succes. România a jucat un rol important în istoria și dezvoltarea aviației și continuă să fie o parte activă a comunității aviatice la nivel mondial. Cam atât, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune.